Sper că v-a plăcut până aici și au fost momente în care am putut și am reușit să coborâm în sufletul nostru, în primul rând, și să ne gândim la tot ceea ce s-a întâmplat și a făcut Dumnezeu pentru noi prin Fiul Său. Îmi propun mai departe și vă propun câteva minute în care să ne uităm puțin în scripturi. În Cuvântul lui Dumnezeu, într-un text din Evanghelia după Matei, un moment din Grădina Ghețimani, de altfel, care cred că vă este foarte cunoscut. Haideți să îl citim cu atenție. E vorba de Matei, capitolul 26, versetul 47. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și i-a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Evanghelistul Matei zice aici, l-a sărutat mult. Și l-a sărutat mult. Isus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și l-au prins până aici, citirea. Ați fost atenți la ceea ce am citit. E vorba de sărutul lui Iuda. În mod normal, un sărut era un semn al prieteniei. Prietene, i-a spus Isus ai venit să faci fă în termenii aceștia trebuia privit un astfel de gest în mod normal era un semn al respectului ei puseseră semnul acesta pe care îl voi săruta eu acela este să-l prindeți era un semn al respectului Iuda i-a spus învățătorule plecăciune învățătorule și l-a sărutat era un semn al apropierii. Nimeni nu s-a alarmat în momentul în care Iuda s-a apropiat de Isus și l-a sărutat. Era unul dintre cei 12, era unul ce mâncase cu Domnul Isus la masă, chiar în seara aceea. Era un fel de salut ce reprezenta prietenie, reprezenta respect, apropiere. Ne-au rămas scrierile Sfinților Apostoli, care la finalul unei scrisori transmit salutul acesta. De exemplu, Sfântul Pavel zice, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Sau în epistolele lui Petru, în scrisorile lui Petru, Petru spune, spuneți-vă sănătate cu o sărutare de dragoste. Era un salut ce Reprezenta prietenia aceasta, apropierea aceasta, frumusețea aceasta a unei prietenii. Ei, în seara aceea, în noaptea aceea, printre umbre, printre făclii, printre oameni cu ciomege aduse să-l prindă, Iuda a dat-o cu totul altă semnificație celui sărut. Mântuitorul încă i-a spus, Iuda, cu o sărutare vin tu pe fiul omului. Tu un astfel de sens dai acestui gest. O astfel de conotație îi dai tu acestui gest ce reprezintă prietenie și respect cu o sărutare. Pentru că în noaptea aceea, Sărutul lui Iuda însemna cu totul altceva. Sărutul lui Iuda era, de fapt, sau ascundea în spatele lui necredință. Iuda n-a crezut niciodată. De la început, Iuda n-a crezut. La un moment dat, Domnul Iisus a învățat oroadele și erau mai mulți ucenici dincolo de cei 12 și vorbeau între ei auzindu-L pe Iisus și spuneau, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Și atunci Iisus, comentează Apostolul Ioan despre Iisus, știa care sunt cei care nu cred și știa cine era cel ce avea să-L vândă s-a întors spre ucenici, spre cei 12 atunci și le-a spus, voi nu vă duceți, că au plecat dintre ceilalți. Nu v-am ales eu pe cei voi, pe cei 12, a spus Domnul Isus. Totuși, unul dintre voi este un drac, vorbea de Iuda. Pentru că Iuda de la început, el n-a crezut. El n-a crezut nici în seara aceea când l-a trădat pe Isus. Pentru că în seara aceea i-a spus, Iuda, -a spus Iisus, Iuda, fiul omului se duce cum este scris, va muri. Dar vai de acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine să nu se fi născut. Vă dați seama ce avertizare, vă dați seama ce cuvinte grele i-a spus Iisus. Și Iuda nu le-a luat în seamă. Cu toate minunile ce le văzuse, cu tot ce a văzut că a făcut Isus și a spus, pentru Iuda a fost prea de tot. Așa că în spatele sărutului său era necredința, erau propriile lui interese, planurile lui, programul lui. El a fost între ucenici, dar n-a avut treabă cu tot ce se întâmpla, ce făcuse Iisus. Imaginați-vă că ținea punga pentru săraci și când se adunau bani în pungă, lua el banii din pungă sau parte din bani. Probabil când l-a sărutat pe Iisus în noaptea aceea, purta cei 30 de arginți în haină. Pentru că el a avut mersul lui, interesele lui și planurile lui. Și Isus n-a putut și nu l-a lăsat să-i lui planurile. Dar un lucru poate cel mai grav despre sărutul acesta este că era sub influența celui rău, ne spun scripturile. Unul dintre voi, a spus Isus, este un drac. În seara aceea, menționează Ioan, Diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă. Și apoi, mai departe în aceeași Evanghelie, când Domnul Iisus i-a întins bucățica, arătându-i, spunându-i, Iuda, știu că mă vinzi, a intrat Satana în Iuda, așa scrie în Biblie. Atât de dur, atât de grav încât Iuda de acum era unealta celui rău, era în mâna celui rău. Un sărut demonic. Un sărut al necredinței, al propriilor interese, un sărut disprețuitor, un sărut așa cum a fost și cum este scris, al vânzării. Aceasta a fost conotația Sărutului pe care Iuda îl a dat Mântuitorului în ghețimani. Atât de tare l-a marcat pe Iuda momentul acela. Atât de mult și-a -am pus amprenta asupra ființei lui, încât abia s-a făcut dimineață și lui Iuda i-a părut rău. Când a văzut că, în urma vânzării sale, Mântuitorul este condamnat la moarte de mari preoți, s-a întunecat cerul din viața lui Iuda, s-a adunat o povară în sufletul lui care nu i-a dat pace, a vrut să rezolve, să repare ce a făcut. S-a dus în dimineața aceea la preoți și probabil a strigat în templu: Am vândut sânge nevinovat, am păcătuit. Mi-l imaginez desfigurat de povara ce o simțea, de vinovăția ce o purta cu el. Am păcătuit și am vândut sânge nevinovat și complicii lui i-au spus treaba ta, ce ne pasă nouă. Așa că Iuda a scos arginții și a aruncat în templu. Și a plecat pentru totdeauna. Dar dacă, zic și eu, dar dacă, în loc să se ducă Iuda la preoți, fără să fac vreo aluzie, Doamne ferește, a fost contextul în loc să se ducă Iuda la preoții de atunci. Să se fi dus la Isus. Înapoi la Isus. Să-i spună lui Isus, am păcătuit că ce ești nevinovat. Dar cum să se ducă? Isus era arestat. Cum să-l primească Isus? Credeți că l-ar fi primit? Oare l-ar fi primit? Ce o să zică ucenicii? Ce o să facă el cu rușinea? Cum să se ducă la Isus? Nu, nu. Același care îi semănase și gândul să-l vândă, îi spunea, nu, soluția e alta. Și totuși, vă provoc în seara aceasta, dar dacă Iuda s-ar fi dus la Isus, dar dacă Iuda s-ar fi întors la momentul sărutului, la momentul trădării și să schimbe sărutul cu un altfel de sărut. Era în plină zi și Isus a acceptat invitația la masă la un fariseu. Era multă lume acolo. Era oarecum public, înțeleg din Biblie, din Evanghelia lui Luca. Au intrat sau au așezat la masă, și o femeie a avut curajul să intre acolo. O știau toți, o pândeau toți. Scrie textul biblic, știau că este o păcătoasă. S-a dus încet, fără să spună nimic. S-a așezat în spatele lui Isus, s-a pus la picioarele lui și a început să plângă atât de adânc încât cu lacrimile ei spune textul biblic, îi uda picioarele lui Isus și le ștergea cu părul capului ei și le ungea cu un mir, îl adusese într-un vas de alabastru, un mir mirositor și un detaliu semnificativ pentru contextul nostru. Le săruta mult. Îi săruta lui Isus picioarele plângând. Pentru că povara ei, Durerea ei, frângerea ei, a pus-o în lacrimile ei și într-un sărut lung, într-un sărut mult, zice textul, îi săruta picioarele. S-a scandalizat gazda când a văzut. Dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine e femeia aceasta, o păcătoasă. Simone s-a întors Iisus și a spus. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar de când am intrat în casa ta, Femeia aceasta nu încetează să-mi sărute picioarele. Păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Și mesenii s-au scandalizat și mai tare. Cine este acesta de iartă păcatele? Ce curajare să ierte păcatele? Mă întorc la Iuda. Da, dacă Iuda când a simțit întunecimea aceea a poverii și a vinovăției lui, când a simțit păcatul cel îl făcuse și că vânduse sânge nevinovat, da, dacă Iuda s-ar fi dus, ar fi alergat în curtea marilor preoți, nu în la ei, ci în curtea marelui preot unde era Isus legat, să cadă la picioare, să-i sărute picioarele și să zică am păcătuit. Am vândut sânge nevinovat. Să-l smulg și de acolo, dar să urle spre Hristos. Am păcătuit. Da, dacă la cruce, înainte să-i străpungă pironul piciorul, s-ar fi dus Iuda să cadă la picioarele lui, să-i le stropească în lacrimi și să spun am păcătuit, ești nevinovat. Știți ce s-ar fi întâmplat? Iuda ar fi fost salvat și iertat. Ar fi fost salvarea lui Iuda să schimbe primul sărut cu un al doilea cu un sărut un salut al căinței, al iertării, al împăcării, al apropierii. Vreau să vă spun o realitate. Și eu cred că dumneavoastră o credeți și sunteți mai mult sau mai puțin convinși de ea. Acolo, în Grădina Ghețiman, în sărutul lui Iuda a fost. Sărutul marilor preoți. Ei au instrumentat totul. Au fost sărutul ucenicilor, al celor 12-11 care au plecat, au fugit în noaptea aceea și l-au lăsat singur. A fost sărutul întregii națiuni, sărutul iudeilor, toți care l așteptau pe Mesia, dar au reușit să nu-l primească, să-l răstignească. Și în definitiv și până la urmă a fost sărutul întregii omeniri care l-au primit pe Fiul lui Dumnezeu așa cum l-au primit și vedeți și dumneavoastră astăzi. Și nu în ultimul rând, sărutul acela a fost al meu și al dumneavoastră. A fost sărutul nostru. Nicolae Moldovian în poezia lui, în versurile lui spune, Nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu, și tu. Și eu, și tu. Da, este rutul celui ce zice în adâncul lui, asta e prea de tot și nu crede cu adevărat ce scrie în Biblie și ce a făcut Isus. E sărutul celui ce are planurile lui, programul lui și Dumnezeu n are ce căuta în planurile lui. Într-o lume în care reinventăm inteligența, într-o lume în care explodează tehnologia, într-o lume în care finanțele sunt totul, ce să caute Dumnezeu? E rutul celui ce se lasă influențat, purtat de cel rău, de răutatea lui, de sfaturile lui. E sărutul celui ce păcătuiește fără să asculte de Dumnezeu. Dragi creștini, se apropie din nou sărbătoarea Paștelui. Noi avem o singură șansă să ne întoarcem la momentul sărutului și să ne schimbăm sărutul trădării, al neascultării de Dumnezeu cu unul al căinței, al lepădării de Sinei, al lacrimilor. La picioarele lui Isus să-i spun: Sunt vinovat, am păcătuit. Povara care apasă durerea care frământă, vinovăția care nu dă pace să fie adusă la Isus. E singura șansă. Oare mă va primi Isus? Oare îl va primi Isus pe Iuda? După ce a cheltuit toată averea tatălui, spune o pildă din Biblie, I-a cerut averea tatălui și a plecat și s-a distrat cu ea până s-a terminat ultimul bănuț. Ăsta era feciorul cel mai mic al tatălui. L-a lăsat pe tatăl plângând, sunt convins. Nu vreau să speculez dacă l-o fi sărutat în dispreț când a plecat. A cheltuit totul și spune textul biblic și a venit în fire și a spus mă duc înapoi la tata, că aici n-am ce mânca, mă duc la tata și îi spun tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Ia-mă ca pe unul din argații tăi, din slugile tale, trăiesc mai bine decât îmi merge aici și s-a întors acasă. Și tata, spune pilda, l-a văzut de departe, a alergat înspre el, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Pentru că tata își vrea fiul acasă. Pentru că tata îl vrea pe Iuda acasă. Așa că vinovăția mea, păcatul meu, necredința mea trebuie aduse la Isus, la picioarele Lui. Să schimb sărutul iertării și sărutul trădării din ghețimani cu sărutul iertării și al căinței. Spun textele biblice că bunătatea și credincioșia se întâlnesc dreptatea și pacea se sărută. Că dacă ar face Dumnezeu dreptate, dragi creștini, unul n-am sta în picioare aici. Dacă ar face Dumnezeu dreptate. Dar dreptatea și pacea se sărută. Pentru că în bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu, prin Fiul Său care a murit, care a murit pe o cruce, astăzi iartă acolo la cruce, e sărutul iertării, sărutul împăcării cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să avem curajul acesta. Asta am vrut să vă spun. Povara păcatului, povara vinovăției noastre, trebuie adusă la picioarele crucii lui Isus și sărutul trădării să se schimbe în sărutul căinței și al împăcării cu Dumnezeu. Amin. Amin.